Bună ziua! Pentru bacalaureat am să vă prezint povestirea Fântâna dintre Plop, care face parte din Hanul Ancuței. Povestirea este o specie a genului epic, de dimensiune asemănătoare cu novela, o narațiune subiectivizată, ceremonială, care surprinde un fapt epic insolit. Ea este caracterizată de oralitate și suspans în același timp. Povestitorul este implicat de obicei fie ca martor, fie ca personaj, deci este și narator al întâmplărilor pe care le narează. Interesul nu se concentrează asupra personajului, ci asupra situațiilor relatate, de obicei generate de o intrigă simplă, însă având în majoritatea cazurilor un caracter exemplar. Povestirea se deosebește de celelalte specii epice prin strategia narrativă ce scoate în evidență povestitorul și punctul său de vedere asupra faptelor. În virtutea acestei trăsături, textele sunt presărate cu mărci ale oralității, formule de generare și de menținere a interesului, de testare a atenției ascultătorului, de creare a suspansului, de marcare a momentelor esențiale, de anticipare emoțională, de potențare a efectelor. Fântâna dintre plopi face parte din volumul Hanul Ancuței, publicat în anul 1928, marcând etapa deplinei maturități a prozei sadoveniene. Deși este contemporan cu accentuata modernizare a literaturii din perioada interbelică, publicând în același timp cu Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Mircea Eliade și Anton Holban, sadoveanu rămâne fidel formulei tradiționaliste care l-a consacrat încă de la debut, din anul 1904, pe care însă o rafinează în această suită de povestiri, ducând-o la un nivel artistic superior, ca tematică și realizare estetică, semănătorismul și poporanismul de la începutul creației. În acest context, povestirea Fântâna dintre Plopi poate fi încadrată, pe de o parte, în realismul mitic și popular, prin ancorarea nostalgică în trecut, prin valorificarea spațiului rural și a mentalităților arhaice, prin limbajul cu inflexiuni moldovenești, prin profilul eroizat al personajului narator, capitanul de mazâl Nicolae Isaac. Antiteza lumilor celor doi îndrăgostiți, prin ideea sacrificiului, prin salvarea omului iubit, prin atmosfera ce combină elementele cunoscute din recuzita curentului, lupta, complotul, noaptea, fântâna, mormântul, etc. Fântâna care devine ea însăși mormânt, pentru că fata este aruncată și înnecată în fântână, deci fântâna devine mormântul Magdei. Tematica povestirii îmbine shakespearian iubirea și moartea, pe fundalul rememorării trecutului prin perspectiva altei vârste, a maturității, iar motivele ce îi dau coerență sunt amintirea, hanul, tinerețea, singurătatea, jertfa. Viziunea lui sadoveanu asupra lumii se vedește a fi una paseist idilică, în ciuda finalului tragic al întâmplării, deoarece refuză toate tendințele actualității literare și se retrage în trecut, în natură și în poveste, ca o formă de conservare a simplității.
Formula compozițională aleasă de autor în Hanul Ancuței este cea a inserției sau a povestirii în ramă, cele nouă povestiri fiind supuse de naratori diferiți în aceeași împrejurare și în același cadru. Fiecare povestire este încadrată și introdusă de câte un episod exterior care o pune în legătură cu precedenta, respectiv cu aceea care îi urmează. Fântâna dintre plopi este a patra povestire a ciclului, avându-l ca narator pe capitanul de mazăl Nicolae Isaac, protagonistul întâmplării evocate. Introducerea ei se realizează în ramă, grație intervenției comisului Ioniță, personaj liant al întregului ciclu de narațiuni, care tocmai se pregătea să rostească povestirea veșnic promisă și niciodată spusă, ca o metaforă a povestirii perfecte, după spusele lui Nicolae Manolescu. Un adevărat ritual prin care se întreține tensiunea epică și atenția ascultătorului, cititorului, auditoriului. Auditoriului, spun asta referindu-mă la mușterii de la Han, care erau dornici să asculte povestea. Când spun cititor, mă refer la noi cei care lecturăm. Ceremonialul Hanului impunea respectarea unui ritm al rostirii, pe care treptat și-l asumă noul povestaș, închină vin cu cel prezenț, contemplă focul ce devine un motiv de inspirație, ascultă o doină de jale cântată de lăutar și intră încet în neagra fântână a trecutului. Pretextul povestirii sale este inserat de același Ioniță comisul care constată că de când nu s-au mai văzut din tinerețe, căpitanul și-a pierdut o lumină. Face referire la ochiul pe care i l-a săgetat unul dintre țigani în lupta din povestirea Fântâna dintre plopi. Titlul care individualizează textul indică deopotrivă un loc, acela în care îndrăgostiții își dau întâlnire și în care apoi Marga își va găsi moartea, iar Neculae Isaac își va pierde ochiul în luptă, și un timp al tinereții pierdute care s-a trecut ca toate ale lumii. Sintagma devine astfel o metaforă elegiacă despre singurătatea omului în timp și spațiu. Reperele spațio-temporale cunosc o dublă ipostază în text. Una, intradiegetică a întâmplării propriu-zise, tinerețea capitanului Neculae Isaac de la Bălăbănești, din ținutul Tutovei. Toamna în care face negoți cu vin, drumul tupilaților, apele Moldovei, dealul cel lung spre Brătești, Hanul la care poposește și una extradiegetică a rostirii povestirii, același Han în care se întoarce într-o toamnă aurie, dar la altă vârstă a cărunteței, așezându-se pe butucul din preajma focului pentru a-și depăna istorisirea. Nicolae Manolescu observă cum coincidența locului favorizează coincidența timpului, ca și cum Hanul Ancuței ar avea proprietatea conservării trecutului. Istoria critică a literaturii române este cartea care conține aceste informații. Ceea ce îl consacră drept topos privilegiat, adevărat focar al poveștii, după părerea lui Zaharia Sângeorzan, în opera sa Teme fundamentale. Subiectul aduce în fața cititorului un timp revolut, consumat, care are în centru figura protagonistului. Expozițiunea fixează întâmplarea cu 25 de ani înainte,
Când capitanul era un tânăr aventurier rătăcitor pe drumurile Moldovei, în căutarea iubirilor trecătoare. Eram un om buiac și ticălos. Calul meu sta hojma cu șaua pe dânsul și bătrânii mei nu-mi vedeau obrazul cu săptămânile. Om nevrednic, nu pot să spun că am fost. Aveam oi și imașuri și neguțam toamna vinuri, dar îmi erau dragi ochii negri și pentru ei călcam multe hotare. Într-o asemenea împrejurare, fiind pornit către Pașcani pentru a face comerț cu vin, ajunge într-o toamnă la hanul Ancuței. Scena întâlnirii Margăi marchează intriga, fiind evocată în detaliu, cu insistență pe redarea autentică a limbajului lui Hasanache. Fa, n-apoi fa! Dar mai ales pe înfățișarea exotică a fetei. Era o fetișcană de 18 ani. Îi văzusem în apă trupul curat și frumos rotunjit. Sta aproape de mine numai în cămașă și în fusta roșă. Obrazul lui era copilăresc, dar nasul arcuit, cu nări largi și ochi iuți, care îl face pe drumeț a se îndrăgosti imediat de ea. Am simțit în mine ceva fierbinte, parcă aș fi înghițit o băutură tare. Desfășurarea acțiunii cuprinde relatarea aventurii spectaculoase, în care sunt implicate în principal cele două personaje, capitanul și Marga. Bărbatul îi oferă fetei un ban de argint, din care aceasta își va cumpăra o pereche de cismulițe roșii, pe care îi arată peste puțin timp la Han, când își dau și întâlnire la fântâna cea cu patru plopi. Grăbindu-se a-și rezolva de grabă treburile negustorești, capitanul se întoarce noaptea târziu pentru a se vedea cu Marga la locul stabilit și a-și jura dragoste. După ce îi spune fetei că îi va aduce din drumurile sale o scurteică de vulpe, capitanul pleacă, promițând a se întoarce a doua zi, în ciuda neîncrederii acesteia. N-ai să te întorci, că eu sunt o roabă și o nemernică. Dar am să te aștept și am să mor lângă fântână dacă nu vii. Punctul culminant coincide cu tragica revelație a protagonistului care află de la Marga de planurile șatrei de a-l prăda și de capcana ce-i fusese întinsă tocmai prin intermediul ei. Unchișul Hasanache m-a trimis ieri dimineață la crâjmă. A băgat de seamă că te uiți lung la mine și mi-a spus să viu și să-ți intru în suflet și să ne întâlnim. Secvența atacului țiganilor este magistral conturată într-o tensiune a momentelor ce îi asigură suspansul și dramatismul. Mărturisirea plină de groază a fetei. Au să vie răgnia înnăbușit. N-am putut răbda de dragoste și am vrut să mai stai cu mine, de aceea nu ți-am spus cum am venit. Spaima ce-i cuprinde pe amândoi, mă ridicasem din locul meu rătăcit un fior. Răcit un fior, fata mi îmbrățișa genunchii. Du-te repede, du-te repede, mobilizarea tânărului. Am fost în câteva sărituri lângă cal. Apariția țiganilor, din urma am auzit urlete omenești de îndemn. Fuga și urmărirea. Țiganii din urmă se țineau de mine zvârlindu-se în prăjini. Lupta încheiată cu rănirea capitanului. Țiganii veneau peste mine. Cu un zbârnăit mă prinse o lovitură de fier ascuțit în coada ochiului drept. Ridicai pistolul și fulgerai la un pas între ochi pe cel ce mă încălica. Se înnăbuși peste mine stropindu-mă cu sânge. Apariția ajutoarelor alarmate de zgomotul împușcăturilor. Dinspre Han pornirea îmi răspunde chiuituri prelungi și s-a prins să răfăcli și găsirea la final a urmelor de sânge pe colacul fântânii. La fântână i-am găsit pe toți cu capetele buluc asupra colacului de piatră. Sub lumini lucea sânge proaspăt. Desnodământul surprinde ecourile dureroase, niciodată uitate, ale întâmplării nocturne. Naratorul auctorial, amestecat în cercul ascultătorilor, spulberă în final prin intervenția sa tăcerea gravă ce se lasă după încheierea istorisirii capitanului, întrebând dacă mai este în viață fântâna cea cu patru plopi. Răspunsul nu este însă oferit de către protagonist.
ci de Moș Leon Tezodierul, care devine mesagerul sensului filozofic al povestirii. Nu mai este. S-a dărâmat ca toate ale lumii. Se insinuează discret motivul Vanitas Vanitatum, care guvernează finalmente toate acțiunile omenești. Observația asupra naratorului, cu toate acestea capitanul de Mazâl o vedea, concentrează sensurile povestirii într-o metaforă a inițierii prin iubire și moarte. Personajul principal beneficiază de un portret dublu. El întruchipează tipologia lui Don Juan, a aventurierului în tinerețe, și pe cea înțeleptului la maturitate. Imaginea sa se încheagă treptat, de la exterior către interior și apoi în sens invers, urmărindu-i se pe chip trăirile interioare. La început, naratorul scriptural îi creionează prin caracterizare directă trăsăturile fizice, împletind detaliul portretistic propriu-zis cu cel vestimentar. Era un om ajuns la căruntețe, dar se ținea drept și sprinten pe cal. Purta ciubote de iuft cu dureci înalte și un ilic de postaf civit cu nastru rotuns de argint. Pe umeri ținută numai într-un lănț sujer, atârna o blăniță cu guler de jder. Avea torbă de piele galbenă la șol și pistoale în corburi, obrazul smat, cu mustăcioară tunsă și barbă rotunzită, cu nas vulturesc și sprâncene întunecoase, arăta încă frumusețe și bărbăție, deși ochiul drept strâns și închis îi dădea ceva trist și straniu. Autocaracterizarea este făcută cu multă obiectivitate, eroul având conștiința faptelor uneori nesăbuite din tinerețe, pe care le cerne acum la maturitate prin sita experienței de viață. Eram om buimac și ticălos, umblând bezmetic și singur ca un cuc, fără astâmpări în căutarea iubirii și a aventurii. Vorbele sale tihnite și încărcate de sens, relația pe care o stabilește cu auditoriul, domnilor și fraților, gesturile ritualice și tăcerea adâncă ce îl învăluie după terminarea poveștii reprezintă subtile mijloace de caracterizare indirectă care dezvăluie un suflet zbuciumat, mult încercat de viață, bântuit de neliniște și ars de patimă. Capitanul pare a-și fi concentrat întreaga existență într-o clipă din trecut, ce i-a pecetluit devenirea și către care se întoarce pentru a o retrăi. În mod paradoxal, spre deosebire de alți povestitori, capitanul nu găsește în rostire o eliberare, o vindecare a rănilor, spre deosebire de alți povestitori, așa, ci dimpotrivă o prelungire conștientă a durerii și chiar o permanentizare a ei. Pare o vină tragică asumată ca pedeapsă pentru păcatul de a fi pricinuit moartea femeii iubite. La nivelul artei narrative, se remarcă densitatea detaliilor ce scriu atitudini, stări, gesturi, tonuri, decorul, auditoriul. Narațiunea subiectivă la persoana întâi și viziunea de tip avec, cu focalizare internă, accentuează participarea afectivă a naratorului la faptul narat. Stilul se caracterizează prin naturalețe și oralitate, dar și prin parfumul dialectal și arhaic, specific eposului sadovenian, a dat târcoale și a se mistui, harapnic, cuvinte specifice moldovenilor. Ciubote, uncheș, mulțumesc, alte regionalisme. Timpurile verbale au un rol deosebit de important în redarea schimbărilor de ordin exterior și interior în rândul personajelor. Astfel, perfectul compus al obiectivității și al detașării este folosit pentru redarea acțiunilor negustorești practice. Apariția fetei, mișcarea scenică a acesteia, gesturile și atacul țiganilor, sunt surprinse prin perfectul simplu, timp dramatic,
prin care se exprimă faptul spontan, neașteptat. Atunci când vrea să exprime însă stări interioare, sentimente, personajul narator folosește imperfectul, timp al unei acțiuni trecute, dar neîncheiate, sugestia prelungirii sau a permanentizării unor stări omenești. În concluzie, Fântâna dintre plopi este un text semnificativ nu numai pentru specia povestirii, ci și pentru arta sadoveniană în general, atât la nivelul structurilor narrative, cât și la acela al semnificațiilor. Mulțumesc pentru participare! Sper să vă fie de folos și să înțelegeți mai bine structura acestei povestiri în ramă. Vă rog să lăsați un like dacă o considerați utilă și pentru a ne mai întâlni gratuit pe acest canal, vă rog să vă abonați și să le spuneți și altora despre existența acestui canal, pentru că dacă doresc să lucrez în continuare gratuit cu voi, am nevoie de un număr mare de abonați, voi știți foarte bine că așa e pe YouTube. La revedere!